Școala își deschide ușile de pe data de 8 februarie, însă cu reguli bine stabilite. Elevii vor participa la ore în funcție de cele trei scenarii, însă susținerea examenelor naționale se va face obligatoriu față în față. Elevii revin în bănci, iar purtarea măștii de protecție rămâne obligatorie, atât pentru ei cât și pentru profesori. Masca de protecție va fi purtată de către elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dar în cazul preșcolarilor nu este obligatorie. Elevii sunt considerați ca într-o familie, de aceea distanțarea va fi de un metru. Bună ziua, suntem în așteptarea ordinului comun între Ministerele Educației și Sănătății, dar până atunci școlile se pregătesc cu spor de reînceperea cursurilor. Avem trei scenarii după care ne vom ghida. Primul scenariu, prezența fizică în instituția de învățământ va fi pentru copii, în al doilea va fi hibrid și în al treilea va fi online. Astfel, unitățile de învățământ sunt obligate să organizeze și să întrețină spațiile astfel încât să se asigure distanța de un metru între copii din aceeași clasă. Da? Este foarte important acest lucru. Se consideră că sunt ca o familie și atunci poate să fie un metru între copii. După se stabilesc circuitele funcționale, se organizează spațiile de recreere, se evaluează necesarul de resurse umane, se asigură materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, se asigură permanent o resursă de materiale pentru protecție. Pentru instituțiile de învățământ sunt obligatorii niște camere în care copiii, dacă au probleme, să stea separat de ceilalți. Și se știe dinainte că sunt funcționale aceste camere. Dacă sălile de clasă nu permit distanțarea de un metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanțarea maximă posibilă. De asemenea, clasele vor fi aerisite înainte de sosirea elevilor timp de minimum 30 de minute, 10 minute în timpul pauzelor și, din nou, la finalul zilei. Intrarea în școli se va face prin mai multe căi de acces, iar dacă există o singură cale, este esențială distanțarea maximă. În școli vor exista permanent dezinfectanți, iar elevii vor primi măști de protecție. De asemenea, examenele naționale pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a se vor desfășura obligatoriu față în față, indiferent de scenariu.